Din divă splendidă, model de fitness, actriță și iubită a celebrităților, a ajuns o persoană fără adăpost și trece probabil prin cea mai neagră perioadă a vieții sale. Lonnie Wilson, fosta soție actorului Jeremy Jackson, cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat în Baywatch, continuă să trăiască pe străzi. Femeia care strălucea pe covorul roșu în urmă cu câțiva ani este acum de nerecunoscut. Femeia a fost văzută și fotografiată în Santa Monica, iar imaginile sunt răvășitoare. Lonnie Wilson este de nerecunoscut, trăiește pe străzi și caută prin gunoaie. Fosta actriță era cunoscută pentru rolul Kira Michaels din serialul Exposed, o producție de succes. Aceasta s-a căsătorit cu Jeremy Jackson în 2012, iar mariajul lor a durat 2 ani. Lonnie a lucrat ca o asistentă într-un centru de chirurgie estetică din Los Angeles, însă în 2016, după ce și-a pierdut jobul, ea a suferit o cădere. Ulterior și-a pierdut casa și nu și-a permis să plătească o chirie, motiv pentru care a ajuns pe străzi. Ea s-a confruntat de asemenea cu probleme psihice și a fost și dependentă de metamfetamină, un drog de sinteză extrem de periculos. În urma divorțului, Lonnie s-a confruntat cu dependențe și probleme de sănătate mentală, iar viața sa a luat-o pe o pantă descendentă, inimaginabilă pentru o femeie atât de frumoasă cum era ea. Actrița este adesea văzută pe străzi rătăcind, împingând un căruț de cumpărături și cotrobăind prin tomberoane după mâncare și alte lucruri de primă necesitate. Imaginile obținute exclusiv sunt dezolante și ridică o problemă spinoasă în SUA. Cât de ajutate sunt cu adevărat persoanele care se luptă cu dependența și problemele mentale? Mulți oameni speră că articolul publicat de sursa citată să tragă un puternic semnal de alarmă, iar Lonnie Wilson să fie ajutată real pentru a-și putea relua viața, pentru a se recupera în urma acestei căderi îngrozitoare. Relatează mesajul.ro.